Salutare și bine te-am regăsit. Te provoc să-ți dai seama care dintre cele două este iPad Pro-ul meu de acum 2-3 ani. Nu, 3 ani. E model 2018, dar nu în 2019, că am prins un deal bun, și care este iPad Air 5. Pentru că iPad Air 5 este astăzi aici pe masa de review, și uh, pentru că nu vom avea foarte multe chestii de arătat, este încă un produs de la Apple care rulează iPadOS cu E1 încercăm totuși să luăm lucrurile dintr-un unghi un pic diferit și să încercăm să vă arătăm lucrurile care ni se par nou cu adevărat interesante. Și o să încep înainte de orice, până vă dați seama care dintre cele două e care, cu cutia. Pentru că pe lângă tabletă în cutie, am avut o surpriză. Da, Apple nu mai folosește plastic în ambalaje, însă, țineți-vă bine, Aici sunt un încărcător de 25 de W cu un cablu USB-C la USB-C. Așadar avem un iPad Air cu conector USB-C. Nimic nou aici. Mai avem tablete de la Apple cu USB-C. Nu avem telefoane. Dar am început să avem tot mai multe tablete și asta înseamnă că vom face tot mai multe lucruri cu ele. Teoretic. Pentru că, în practică, un iPad Air 5, din ce ne-am dat noi seama, este E foarte greu de spus unde este, dar este sigur între un iPad de generația nouă și un iPad Pro entry-level, iPad Pro-ul de 10-11 acolo. Și din cauza asta, mai bine, îl pun lângă un iPad Pro de acum vreo 3 ani, 4 ani ca generație și, din nou, nu cred că v-ați dat seama care dintre cele două este, pentru că dacă le iau pe asta în mână, se simte așa ca un produs solid, sănătos, pe care eu l-am carat după mine în multe locuri de pe planeta asta și în continuare își face treaba foarte bine. Am mai căzut și de pe masă, a făcut chestii. și acum cred că deja v-ați prins la cățelul ăla îl dă de gol, care Face ID. În partea de sus, iPad Pro-ul acesta are deblocare cu fața și nu pe buton. Pentru că iPad Air 5 are o chestie care mie îmi place foarte tare, are Touch ID la buton. Așadar, senzor de amprentă aici, dar în rest, ca aspect, arată identic. Arată identic, nu este identic da? din 2018 până în 2022, designul a rămas aproape identic. Aproape identic. Apple a reușit să ascundă mai bine antenele, sper eu, sau pur și simplu antenele erau mai puternice înainte. N-am observat însă diferențe de semnal, însă din punct de vedere al dimensiunilor, matrițele sunt aproape identice. Bine, al meu are mai multe tăieturi pentru că este și o variantă cu LTE, cu 4G, poți să-i pun un SIM de date, aici avem o versiune doar Wi-Fi. Deci doar pentru Wi-Fi, cel mai probabil antena este în spatele logo-ului și nu a fost nevoie de tăieturile respective, de aceea nici nu are slot de SIM. Însă pe iPad Pro mai avem un microfon în plus și încă unul în plus aici. Deci câteva lucruri în plus, însă camera frontală este aceeași, și cam atât. Pentru că iPad R ul nou are într-adevăr un uh, procesor M1, practic uh, este, să zicem așa, uh, frate în momentul ăsta și cu MacBook Air și cu MacBook Pro. Așadar, sunt mai multe device-uri de la Apple care vin cu acest procesor nou. În versiunea de aici, țineți-vă bine cu 8GB de RAM. Un upgrade de memorie și un procesor mai nou care ar trebui să facă foarte multe lucruri. Însă, dincolo de carcasa asta, Ecranul are aceeași rezoluție și aceleași specificații ca iPad Air-ul de generația a 4 -a din 2021. Ce înseamnă asta? Este că, deși ecranul este frumos și bun și detaliat, cred că v-ați prins deja, este lent ca o zi de post. Este fără high refresh rate. Asta este cel mai important, să zicem așa, diferențiator între un iPad Air 5 și un iPad Pro. Orice fel de iPad Pro, pentru că iPad Pro-urile s-au lăudat cu acest high refresh rate din totdeauna. Și acum, doar ca să vă faceți așa o idee, hai să adică un pic luminozitatea. Așa arată amândouă la luminozitate maximă. Așa. Un iPad Pro pe procesorul anterior, de acum 4 ani, se mișcă mult mai rapid, este mult mai sprinten pe același, același tip de ecran, pe aceeași diagonală, din cauza acestei rate de refresh, care în cazul lui iPad Air 5 este fixat acolo. Și asta este păcat pentru că e un produs foarte bun, dar din nou trebuie să înțelegem de ce se întâmplă lucrul ăsta, pentru că cei de la Apple sunt cei mai buni când vine vorba de segmentarea produselor și a prețurilor din piață dacă vrei să-ți în momentul ăsta o tabletă bună de la Apple, ai atât de multe opțiuni că este greu să alegi. Apple o să-ți vândă o tabletă foarte bună în funcție de ce buget ai la dispoziție. Și oricât de mult aș aprecia eu iPad Pro-ul, de aceea mi l-am luat pentru că mi-am dorit un produs de la Apple cu refresh Rate și era singurul pe care îl puteam lua la momentul respectiv, între timp au mai apărut și altele. Și dacă te uiți în momentul acesta la oferta celor de la Apple, dacă vrei un iPad cu high refresh rate, va trebui să duci pe un Pro. Este un diferențiator, cum se zice, în marketing. Însă, ca preț, lucrurile evoluează galopant. Cel mai ieftin iPad nou pe care poți să-l este un iPad de generația nouă, care începe în România puțin sub 2000 de lei în configurație cu 64 de giga de stocare nu vei avea procesor m dar este o tabletă bună care o să-și facă treaba mai ales în mediul școlar. Însă când ajungi în zona asta, deja prețurile încep să crească destul de mult. Și cam cât credeți că ar trebui să coste un iPad Air de generația 5? Practic ceva între iPad-ul ieftin și iPad-ul Pro. Păi, de la 2000 de lei vei sări direct la 3300 și în condițiile astea vei obține doar 64 de giga de stocare. Și atunci, ca să-l pot compara cu un iPad Pro, ar trebui să-l caut versiunea de 256 de giga de stocare, care dacă compari un iPad Air 5 cu 256 de giga de stocare cu un iPad Pro de aceleași dimensiuni, tot cu 256 de giga de stocare, diferența de preț este 500 de lei. Din nou, artă și precizie. Oamenii care fac prețurile la Apple sunt genii și nu sunt ironic deloc. Serios, gândiți-vă că... Oamenii ăștia știu exact unde să-și pună produsele și prețurile, astfel încât să te aducă de la 2000 de lei până la 4300 de lei, dacă vrei, un produs din ce în ce mai bun. Măcar cu minimul necesar. Și din nou, nu sunt eu aici să judec dacă prețurile sunt mari sau mici, câte vreme cineva le plătește, sunt juste. Din nou, nu sunt mari sau mici, sunt juste. Câte vreme un preț este plătit, el se justifică. Și atunci, ce ar trebui să aștepți de la o tabletă, de 3.300 de lei preț de plecare sau 4.400 dacă îi pui stocare suficientă. Păi, vă spuneam un procesor bun care poate să facă lucruri, dar același lucru le poți face pe orice tabletă în momentul ăsta de la Apple pentru că toată puterea de procesare a lui M1 este castrată de iPadOS, sistemul de operare de la Apple care limitează interacțiunea la chestia asta. Prea puține lucruri poți să le faci în plus, dar poți transforma această tabletă într-una de productivitate cu un folio. Pui tableta într-un folio cu tastatură și dintr-o dată vei putea face mai multe lucruri, vei putea răspunde la e mail ceea ce faci pe un iPhone, dar pe un ecran mai mare. Și asta este un plus. Deci da, la banii ăștia poți să-l locuiești, să zicem, un Apple MacBook sau un MacBook Air cu ceva cu ecran mai mic și aceleași performanțe, dar cu iPadOS, nu cu macOS. Dacă nu ai nevoie de chestii care să arate în forma de desktop și te dai mai mult pe net, te vei descurca foarte bine și cu această interfață și mai mult decât atât. Vei obține de pe tabletă ceva ce nu poți obține de pe un MacBook sau MacBook Pro. Niciunul dintre laptopurile de la Apple nu are touch screen. Și atunci, dacă îți place ideea de touch screen, va trebui să te duci către o tabletă. Și dacă vrei o tabletă cu M1, la un preț cât mai mic, ajungi la iPad Air. E cam așa. De aceea nu judec prea aspru, este acolo câte ceva pentru fiecare și Apple segmentează foarte bine. Cu acest procesor M1 au reușit să facă lucruri spectaculoase. Practic reușesc să creeze atât de multe produse și vor produce din ce în ce mai multe și vor da profitul din ce în ce mai bune acționarilor lor. Deci o tabletă performantă, dar fără high refresh rate pe care l-au lăsat pentru tabletele mai scumpe și din nou partea de stocare va face diferența. Însă, Există totuși o problemă aici, pentru că produsul ăsta arată premium și costă premium. Chiar dacă în line-up-ul celor de la Apple nu este un produs de top, nu este un Pro, arată și este construit ca unul, cel puțin la exterior. Ce am observat noi însă și alți câțiva utilizatori este că această calitate a construcției care ne-am obișnuit la cei de la Apple, aici scârție puțin, la propriu. Acestea sunt sunetele pe care le face acest iPad și nu din boxe. Le face din carcasă. Această carcasă din aluminiu și ne-am uitat la specificații și la gramaje, este aceeași pentru că iese la același gramaj cu iPad-ul anterior și cu iPad-urile Pro din același line -up. Practic au folosit aceeași matriță, am verificat se potrivește inclusiv husa, shell acela destul de rigid de pe iPad Pro-ul meu. Singura chestie unde nu se potrivește este în zona acestui Touch ID, dar în rest se potrivește perfect. Însă la interior, cred că cineva a avut o tură proastă și au ieșit foarte multe tablete de pe tura respectivă cu un capac de aluminiu care joacă. Are un foarte, foarte mic joc la interior aici în zona antenei și suspectăm noi, ne dorim să nu avem dreptate însă, ca această carcasă este mai subțire. La gramaj, vă spuneam, este la fel cu alte tablete de la Apple, însă sunt niște chestii de construcție care sunt diferite. Și când o ții în mână, nu ai cum să ignori chestia asta. Degetele tale vor simți acest scârțit la degete și un mic joc în interior între tabla carcasei, dintre aluminiu și bateria de la interior. Acolo este o baterie destul de mare, similară cu generațiile anterioare, foarte puțin mai mică și tableta ne dă senzația și că Este, de, este destul de solidă, solidă, destul de rigidă, nu cred că se va îndoi ușor, flambează foarte, foarte puțin, dar are de unde. Știc, și sticla este un pic elastică, se simte un pic la degete, însă, uitați-vă un pic la ecran. Hai să dăm la 100% maximă. Ce vedeți acolo sunt degetele mele care apasă pe capacul din spate și prin baterie ajung la ecranul tabletei. Din ce am testat eu, de când testez chestia asta, se întâmplă la mijloc, unde evident tabla flabează cel mai mult aici, în zona antenei de Wi-Fi și puțin deasupra. Ai și scârțe când ating. Deci, cred că este o problemă din primele loturi. Nu știu în ce fabrică s-a făcut, dar sunt sigur că cei de la Apple, dacă au descoperit problema asta, sper eu să o rezolve și dacă vei face o comandă, să zicem, în prim vară și nu vei prinde primele stocuri, să se fie rezolvat până atunci. Din nou, da? Ei sunt cunoscuți pentru atenția la detalii, rarisim li se întâmplă să scape un produs cu probleme pe piață, cum s-a întâmplat la iPhone-ul 6 Plus, care se îndoia din cauza decupajului de la butoanele de volum în zona aia, telefonul ceda. Practic, ăsta e, a fost și momentul care l-a făcut celebru pe Lu de la Unbox Therapy și a arătat că până și gigantul Apple mai greșește. E normal, să mai întâmplă când faci produse multe, în serie mare, se poate întâmpla și de aceea m-aș bucura să ia acest feedback și să repare altfel un format de tabletă care mie îmi place foarte mult. Forma asta mi se pare, cum să zic, cred că cea mai bun format de tabletă, dovadă că s-au inspirat și alți producători din aceste margini tăiate drept, un bezel echilibrat de jur împrejur și... Cam atât. Însă, mai prea câteva chestii de la seria iPad Pro avem tăieturi pentru difuzoare pe ambele părți. Dar oare avem noi un sunet la fel de bun? Hai să ne convingem. Și tot acolo. Vă -i să zic o chestie ciudată? Tai pe ăsta și pe ăsta la altul, ca să dau volumul mai tare, să apăs invers. Deci aici își dă seama de context și ca să umplu bara de sunete, să dau, uite, dacă, dacă vreau să scaut volumul, dau în stânga, dacă vreau să cresc, dau în dreapta. Aici păstrează logica din, din utilizarea în, în mână, da? Și atunci, ca să dau în mai tare, trebuie să dau în stânga. Weird! Însă, sunetul este aproape identic și se aude mai plat în căști decât în realitate, este mult mai mult bas. În alte foarte bune se va auzi foarte clar și o să fie excelent și pentru videoconf, sunt sigur. Sunt sigur mai ales datorită a, a, sunetului este destul de a, bun pe medii și pe E <fie> identic. <fie> și suficient bas acolo, așadar vei putea folosi tableta cu ușurință și pe post de boombox ca să mai asculți un pic de muzică. La capitolul camere foarte rapid, camerele se văd aproape la fel. Se văd aproape la fel, însă având un senzor de 12 megapixeli pe, pe noul iPad Air, pot să fac mai multe lucruri. Pot să fac asta. Adică am o cameră mult mai wide, cu un senzor mult mai mare și asta va permite camerei ca... În mod obișnuit o poți folosi așa, va decupa pe senzor, însă în videoconferință se va juca cu ecranul pentru a face acel center stage, adică să te păstreze în mijlocul cadrului. Asta este diferența importantă și pentru chestia asta, doar pentru chestia asta, da, merit upgrade -ul. Uite și tu care e diferența. Dar procesarea de imagine și calitatea este similară, dacă nu identică. Nu m-aș foarte tare, aș vrea să mă opresc aici, nu înainte să-ți mai arăt un gimmick foarte fain pe nouăl iPadOS. Poți acum să faci o chestie care arată cam așa. Poți să duci la afișaje, poți să dai adaugă și poți să faci asta. Și odată ce ai făcut chestia asta, poți să te duci înapoi în laptopul tău și să faci chestia asta. Vezi că s-a întrerupt monitorul la mare. ah, gata. Și acum m-am mutat pe iPad Air și dacă fac chestia asta, pot să mă duc înapoi. Și chestia asta pur și simplu funcționează dacă ai ultima versiune de iPadOS, macOS și ai același Apple ID pe amândouă. Și asta este încă o chestie la care Apple de clasă, pentru că pur și simplu funcționează și poți să faci mirroring al ecranului tău cum vrei tu. Ba chiar mai e niște tooluri pe aici pentru a apăsa anumite butoane. Pot să dau câteva comenzi, dar nu pot să navighez ecranul cu touch. Mi-ar fi plăcut totuși să poți să și interacționez din partea asta. Însă am acces la tastatură, și tastatura de aici va accesa tastatura laptopului cum vine pe care pot să o mut unde vreau eu și de aici pot să mă deconectez iar de aici am la dispoziție inclusiv uh, bara de jos în care pot să mai deschid și ah, a, nu, nu pot, pot doar să le văd, fii atent. trebuie să mă duc să le controlez cu mouse-ul. Deci, ok, Uh, puțin ciudat. Încă se mai lucrează, din câte îmi dau seama, la integrarea asta. Mi-ar plăcea ca Apple să mă lase să dau și cu degetul, însă ca ecran suplimentar, asta este un monitor extern scump, dar bun și care funcționează. Și dacă ai o tabletă după tine, o să o poți folosi și pentru entertainment, dar și ca un ecran extern suplimentar pentru laptopul tău de la Apple, nu pentru altceva. Pentru cei însă care nu au această chestie la dispoziție, eu folosesc, spre exemplu, cu succes AirParrot, care îmi permite să fac mirroring pe orice fel de device dintr-un MacBook Pro. Uh, am mai povestit de el în trecut, căutați pur și simplu AirParrot de la Squirrels uh, pe Google. Și cam atât. Nu am alte impresii să vă share -uiesc. Sunt convins că veți mai vedea și alte clipuri și alte review-uri de la alți utilizatori care vor veni cu insight-uri suplimentare. Uitați-vă la câte vreți și luați-vă decizia care credeți că e cea mai bună pentru voi. Cheltuiți cu capul vostru atunci când cumpărați un device nou. Gândiți-vă la ce vă folosește cu adevărat. Și sunt convins că iPad Air 5 va fi foarte atrăgător pentru cineva care vrea o tabletă cu performanță care se duce spre un iPad Pro și nu suferă ca mine pentru un ecran cu high refresh rate. Poate nu are nevoie să se miște foarte multe lucruri acolo. Poate vrea pur și simplu o tabletă bună pentru următorii 4-5 ani. Poate vrea să o folosească într-un sistem de home automation și ar vrea ceva care să arate mai bine decât un iPad de generația a nouă. Poate fi și asta un scenariu de utilizare. Având Touch ID, poți să o atingi dacă nu vrei să lucrezi cu fața. Sunt multe oportunități acolo și opțiuni și se încarcă pe USB-C. Are și încărcător în cutie și poate înlocui cu succes și un laptop pentru puțină productivitate și școală pentru oricine. Cam atât. Acesta este iPad Air de generația 5 -a și sper că ți-am fost de folos și ai aflat măcar două, trei lucruri interesante. Dacă le-ai aflat, apasă atunci un număr de un număr impar de ori pe butonul de like. Dacă ai aflat un lucru bun, apasă o dată. Dacă ai aflat trei lucruri bune, apasă de trei. Ai prins ideea. E important să rămână apăsat și dă un share pentru cineva care este în căutarea unei tablete interesante și poate îi se potrivește lui. Le mulțumim celor de la ISAL care ne l-au promovat. Acum trebuie să le dăm înapoi și vă vă urăm numai bine.